Trei ies cu cuieți. Ușa tati descuieți. Că tata va duce vouă carne, pâine, lapte, ouă, bere blondă pusă în sondă. 300 în buzunare. Să fie miza mai mare. El e tatăl vostru. De regulă, când se vorbește despre alimentația în regimul comunist, se vorbește cu referire la marea criză din anii 80. Și tot așa există tendința de a vorbi despre perioada interbelică, considerând-o drept o perioadă a bunăstării tuturor. Știm că țăranii se alimentau mai bine iarna, care era o perioadă mai de repaus în muncă, decât vara, când munceau din greu și aveau nevoie de mai multe calorii. Era o alimentație care, în general, n-ar fi corespuns cu ceea ce noi zicem astăzi hrană sănătoasă. După război au fost ani de plată ai datoriei ca învinși de război către sovietici. Viața a fost foarte grea. Orice război generează o criză. Orice criză generează speculă. Așa a fost și după război la noi. Specula se producea, în primul rând, în alimentație. Eu sunt născută în 54, deci era totul pe cartelă. Erau ani foarte grei. Și mi-am dat seama că mesele se compuneau din felul întâi, care era o supă de roșii cu steluțe, cum le ziceam eu. Erau niște, într-adevăr, formă de steluțe, niște paște. Iar felul al doilea erau macaroane cu sos de roșii. Și asta se repeta de câteva ori pe săptămână. Ca să avem proteine, făcea mama pâine prăjită cu untură și usturoi. Și în felul acesta se crea un echilibru. Erau timpuri foarte grele. Amintirile mele erau că nu mâncam aproape deloc carne. Cred că nici nu se găsea. Era o penurie de orice. Se cumpăra totul pe cartelă. În piață nici cartofi nu găseai. Uite, mi-a rămas o amintire foarte puternică. M-a dus mama, am mers cu ea, că probabil nu mă putea lăsa singur în casă. Și era o coadă imensă. Și am înțeles că era coadă la făină. Și în timp ce stăteam acolo la coadă, s-a iscat o bătaie între cei care stăteau la coadă și au trântit-o pe mama pe jos. S-a lovit cu capul de așa. Și eu mi-amintesc că am vrut să mă iau la trântă cu un tip care a trântit-o. Eu așa mititel cum era, dar ridicasem pumnii. Erau niște scene de coșmar. Când mama avea nevoie de o lămâie pentru bunica mea care murea, în 55 în ianuarie, a murit pe 5 ianuarie, și avea nevoie de lămâi, că avea un cancer ganglionar, nu știu cum, într-un stadiu cumplit. Și vroia lămâie. Și nu se găseau lămâi. Și atunci a început să dea o linguriță de argint pentru o lămâie. A urmat criza aceea declanșată de colectivizarea agriculturii, când oamenii n-au mai avut deloc poftă să lucreze și să crească vite, dimpotrivă, le tăiau, de ce să le ducă în ceape? Mai bine le mănâncă ei. După ce s-a impus regimul comunist, s-a introdus această economie centralizată, s-au introdus în piețe mercurialele, nu mai era voie să vinzi cu ce preț vrei tu, considerându-se că faci speculă, chiar dacă îți vindeai propriile tale produse. Simultan însă s-a dezvoltat și industria alimentară. Au apărut fabrici de biscuiți, au apărut fabrici de mezeluri, au apărut fabrici de conserve de fructe și legume, și produsele acestea au început să fie vândute, produse standard, produse tip, în toate localitățile din România. În anii 60 s-au ridicat aceste fabrici de industrie alimentară, s-au diversificat produsele, oamenii au început să consume carne multă și produse din carne. Am fost și eu câteva zile la o grădiniță dintr-un orășel, ducându-mă în vizită, de fapt, pentru că n-aveam grădiniță în satul meu natal.
și a mâncat pentru prima dată conservă de legume și salam parizan. Mi-a plăcut atât de mult încât în mintea mea de copil de 4-5 ani am zis: Dumnezeule, cât de fericit aș fi eu pe lumea aceasta dacă aș putea să mănânc în orice moment al vieții mele parizer și conservă de tocane de legume. La școală fiecare venea cu sandwich-ul lui în funcție de, bănuiesc, veniturile familiei. Unii veneau cu sandwich-uri cu parizer, alții mai complicate. Aveam niște colegi care veneau cu sandwich-urile înfășurate în pagini din ziarul Pravda. Mi-amintesc prin anii 60, 61, 62. Erau foarte mândri și le desfăceau așa, să vedem toți că e ziarul Pravda. Leșinam să mănânc o felie de parizer și părinții nu-mi dădeau, că spuneau că e făcut din copite și din cartilaje și din nu știu ce. Era natural. Mi-amintesc prin anii 60 când pentru prima dată tata a cumpărat o doză de Coca-Cola. Parcă intrasem așa într-o altă lume, era colorată, era lucioasă, sclipea. Și gustul ăla mi s-a părut un gust așa de pe altă lume, o lume mai bună. În anii 60, în anii 70, am avut și produse de import. În copilăria mea găseai portocale și găseai mai ales lămâi. Nu se punea chestiunea de a nu găsi piper și alte condimente. Se găsea cafea, ceai adus din import, din China, din Uniunea Sovietică. Produsele acestea însă au dispărut în anii 80. De Crăciun au început să aducă curmale sau banane, smochine, parcă să deschisese o întreagă lume de minuni pentru mine, copil fiind, față de anii când nu se găsea chiar nimic. Țin minte că mâncam lucruri bune. Exista o paletă largă de produse alimentare, de carne, la piața Matache. S-au schimbat și obișnuințele alimentare. Economia atunci când a devenit una socialistă, cu o industrializare în forță, a presupus exodul tinerilor și chiar a vârstnicilor la oraș. Și aici au făcut cunoștință cu cantina și cu o alimentație mult mai diversificată decât aceea pe care o avuseseră acasă. Prima dată când am mâncat mazăre a fost la cantina liceului. În satul meu natal nu se cultivau vinetele, mazărea, conopida, leușteanul, spre exemplu. Leușteanul era ceva necunoscut. Însă la cantina internatului mâncam ce nu mâncasem acasă, griș cu lapte și cu dulceață. La fel, era un dulce necunoscut acasă. Acasă nu-mi părea că lipseau lucruri în 70, în 71. N-aș putea să spun că m-a frapat că nu mâncăm bine. O limită în care știam pe vremea aceea că se poate mânca. Se învață multe rețete noi și le învață și femeile de la țară. Din revistele pentru femei stăteam ca și femeia. Decupau rețete și făceau din ele un fel de caiete. Treptat, treptat, mai lucrurile s-au îmbunătățit. Până prin anii, în începutul 70, când de altfel eu am și plecat la studii în Anglia. Depășiri la indicatorii amintiți de aproape 3 ori în acest cincinal față de realizările anului 1970. Referindu-ne la anul 1974, notăm sporirea cu aproape 4.000 a numărului unităților de producție și de prestări de servicii și diversificarea gamei acestora. Anii 70 sunt considerați anii cei mai buni. Pe bulevardul Magheru, la Mistrețu, se găsea pastramă de labă de urs, pastramă de căprioară, se găseau creveți, tot felul de minuni de-astea și lumea nu prea cumpăra, datorită faptului că clasele sociale care consumau așa ceva nu mai existau. În propaganda și în ideologia comunistă, conceptul de viață nouă este unul central. Și viața aceasta nouă se voia a fi reprezentată și printr-o alimentație mai bună, prin posibilitatea omului de rând de a-și oferi niște preparate despre care ar fi putut să spună că altădată stăteau doar la îndemâna exploatatorilor care de fapt nu mai existau. Doar că n-a ținut foarte mult etapa aceasta. Ce vreți să cumpărați de aici? Vreau să cumpăr măsline și brânză. Au? Mi-a spus acum 10 minute că nu au și acum a scos măsline.
Aș vrea să fie, dacă se poate, nepreparată carnea de porc. Și numai aici, în toate unitățile ale Bucureștiului. Când noi mai mergem și pe Mihai Bravo, mai mergem și până alte părți. Fără să fie amestecată. Simplă, da. O noutate în anii 70 au fost magazinele Gospodina, prezentate ca o culme a vieții noi și a modernismului, femeia modernă care se afirmă. Aceste elegante poșete, nu vă spun oare nimic? Frecventați asemenea unități? Da. Frecventez foarte des, pentru că sunt pensionar și mai ales că sunt și celibatar. Dacă anul trecut, în anul școlar 1972, am avut un număr de 27 de unități care au organizat meniurile pentru elevi, în anul ăsta avem 37. Poftă bună, copii! Mulțumim! Carnetele le aveți? Da! Veți descoperi emisiuni care li se adresează mamelor, gospodinelor, în care sunt învățate cum să conserve alimente, cum să prepare alimente. Eu am învățat în liceu ce este salata de băf sau salata de vinete. Evident că am adus rețeta în satul meu natal. Oamenii care auzeau într-una că vor trăi mai bine și viața și mai bogată și masa și mai cuprinsă, s-au pomenit dintr-o dată în anii 80, deceniu întreg a fost de plată al datoriei externe, într-o perioadă foarte dură. Iar noi rămăseserăm să mâncăm pește. Dar nu orice fel de pește. Stavrit, n-am să uit niciodată. Hamsi? Se găsea în belșug, înghețat, congelat, în toate alimentarele. Însă oamenii nu vreau să mănânce. În deprinderile țăranului nu prea intra consumul de pește. Iar ca și carne, găseai ghiare de pasăre când aveai noroc și mai găseai copite de porc. Uite că eu nu eram în România, timp de 20 de ani nu m-am întors. Nu mi-am dat seama că era foame. Te se auzea însă că e rău. Că lumea stă la cozi, că se găsesc lucrurile cu greu. De pildă, nu știam că multă lume a murit de frig, oamenii bătrâni, în perioada aceasta. Am prieteni care mai târziu mi-au spus că părinții lor au murit de frig, pur și simplu, în apartament. S-au cartelat alimentele de bază. Mai mult decât atât, și posibilitățile de pregătire a hranei au fost îngrădite. Era foarte greu să pregătești o fiertură, că ți se întrerupeau gazele, ți se lua curentul. Frigiderul începea să curgă. Ce aveai în frigider se dezgățea. Înghețat a doua oară mergea odată, dar a doua și a treia oară ți se stricau alimentele. Oamenii care au venit de la țară, normal că ei aveau încăruri de la țară, care le furnizau produse de la țară. Cu alea, ei făceau speculă. Sigur că mâncau mai bine decât mâncau prăpădiții ăștia de la... Erau foarte prețuiți și părinții la țară, erau foarte prețuite și rudele de la țară. Cadourile în produse alimentare erau foarte apreciate și medicii le apreciau foarte mult. Nu era doar pachetul de Kent, era și sticla cu țuică, punga cu ouă, nu mai spun de o găină grasă. Iar dacă ajungeai la o pulpă de vițel desfăcută pe sumână, însemna un cadou fabulos. Am trei copii, două fete și un băiat. Fetele au prins perioada cozilor. În cazul cel mai fericit sau nefericit, o luam cu mine la coadă. A fost o provocare pentru că era mai greu să te aprovizionezi. Știm foarte bine perioada dinainte de 89, cu zile interminabile și faptul că magazinele erau goale și trebuia să faci mâncare din nimic. Neavând copii, n-am făcut cozi. Nu, preferam să fac foamea, dar nu mai. Îmi luam o pâine și cu asta gata. Eu am văzut copii mici stând la coadă și veneau cu copii în brațe ca să ia și pentru ei ouă sau știu ce produse. Era ceva sub demnitatea umană. Femei și bărbați care dormeau pe cartoane nopți întregi până venea un produs. Bineînțeles, produsele erau de cea mai proastă calitate. Până la noi
se înjumătățea totul. Trebuia să vină 20 de lăzi de lapte. Ajungeau 10 sau 5 și era omor pe ele, spărgeau lăzile, spărgeau laptele. Mi-amintesc cu câtă oroare am descoperit un ziar Scânteia de prin anii 82 și 83, parcă era într-o lume care nu poate să existe. Așa erau știrile acestea. Depășirea producției, mulțumim tovarășului și tovarășei că avem o viață minunată. Era ceva îngrozitor să citești un astfel de ziar. Undeva unde eram deja în America. Munca în agricultură nu e cu nimic mai prejos decât în electronică. Dacă vreți, chiar în multe privințe, este mai importantă, pentru că nu este vorba, tovarăși, numai de producții de 1000 de kilograme sau de 20.000 la porumb, dar este vorba de cunoașterea biologiei, de cunoașterea tainelor plantelor, deci de cunoașterea tainelor naturii. Voia ca agricultura românească să fie una de top mondial. Ceaușescu, care nu voia să se alinieze la perestroica, voia să-i demonstreze lui Gorbaciov că el le făcuse pe toate foarte bine și că noi trăiam extraordinar de bine, obțineam niște produse fabuloase la hectar. Programul acesta de alimentație rațională a populației era amintit într-una ca un fel de document programatic. Se amintea însă într-una de el în ideea că oamenii încep în tot mai mare număr să sufere de boli cardiovasculare datorate consumului excesiv de grăsime, de carne și așa mai departe, ceea ce nu mă îndoiesc că era adevărat. Însă nu mai era adevărat în anii 80 că nu se mai găsea carne pe piață. Este și acesta un efect al modernității, al sedentarismului. Dar apelul acesta continuu la alimentația rațională, când de fapt era vorba ce credeau de fapt oamenii, erau convinși că prin decizia lui Ceaușescu li se iau alimentele și se trimit la export. Știm că nu s-a plătit datoria externă cu produse alimentare, că acestea mergeau în sistem barter, cum se spunea atunci, pentru țițeiul și gazele pe care le primeam din Uniunea Sovietică. Se mânca chiar sănătos. Găteai în casă absolut toată mâncarea, chiar și dulcele care se dădea duminica sau, mă rog, desertul ocazional. Lumea era mai sănătoasă pe vremea aia. Parcă nu auzeam de atâtea probleme de sănătate. Aveai câteva felii de parizări, invitai prieteni. Făceai și nistel de parizări. Nu găseai prăjituri, erau mai scumpe, erau acre, erau vai mama lor. Și atunci ce făceai? Făceai salamul ăla de cacao, de biscuiți. Totuși piețele erau și atunci abundau de producători care veneau cu marfa la piață. Da, stăteai la coadă, avea să stai la coadă ca să obții orice. Dar mâncarea națională, mâncarea de cartofi, care nu mi-a plăcut niciodată și... Soțului meu îi plăcea foarte mult acea mâncare și îmi spunea mereu, după 89, de ce nu o faci mai des? Pentru că pe mine m-a marcat acea mâncare. Pâinea neagră, sunt convinsă că atunci era foarte gustoasă și bine făcută, însă nu o cumpărea nimeni. Și era pâinea albă. Pâinea albă era însemnul traiului bun, vieții noi. Pâinea neagră, atunci când nu fusese cartelată, oamenii o cumpărau la un moment dat cu sacii, și o duceau la țară, sau cumpărau și hrăneau animalele și găinile, sau cumpărau zahăr cu sacul înainte de a fi cartelat și preparau alcool. Soțul meu în 83 a făcut o hepatită mecanică și cu ce-l alimentai, nu trebuia să mănânce regim. Asta m-a marcat pentru că eu eram însărcinată cu fata cea mare și nu găseai brânzeturi, cașcavalul ăsta care avea el voie să mănânce, în special brânzeturile, chiar nu le găseai. Și eu, fiind însărcinată la vremea aia, aveam voie să mă bag în față ca să iau o jumătate de kilogram. La piață la fel, ca să prinzi fructe, dacă era coada prea mare, fiind însărcinată, te lăsa să te duci în față să iei o jumătate de kilogram. Și eu am cumpărat acea jumătate de kilogram și le-am dus lui la spital. Și el m-a întrebat, zice, ai mâncat și tu? Bineînțeles. Normal că nu mâncasem și n-a fost chiar ușor.
totul a însemnat o alergătură și o goană după acea bucățică de cașcaval sau de brânză sau... Alimentația era diversă, de ce să zic? Se mâncau salate, se mâncau asta, trebuia să ai ulei. Nu găseai decât ulei de soia. Era ilimitat, mâncai aceleași lucruri. Făceai o ciorbă, o supă, o zeamă, felul întâi, și felul doi, carnea se mânca mai mult duminica. Adică, cel puțin din ce mi-aduc eu aminte, erau șnițelele cele de duminică. Și friptura, dar șnițelul era de bază pentru că era spornic. Venea Paștele, aveai câte 10 ouă de cap de familie, cam așa. Da? Atâta dădea. Cartoful era baza, fasolea, varza, pastele. Parizărul era un substitut al cărnii. Când nu aveai carne, făceai șnițel din parizăr. Și nu pot să zic că era rău. Cine rămânea fără rude la țară? Noi cei născuți în București și care nu aveam nicio sursă de nicăieri. Și atunci apelam, noi ăștia mai maturi, la casele de comenzi. Vă dați seama că dacă acea casă de comenzi ar fi deservit pe toată lumea, n-ar mai fi fost cozi la alimentare. 5 sare de la mea, 1 măsline, 1 kg de telemea, 10 cutioare de bulion, 1 kg de cașcaval, 4 vin, 3 și jumătate superioară porc pulpă și 1 și jumătate rasol al de vacă. Dulciuri, bomboane, de toate! Totul era să prinzi un fir, să-ți răspundă cineva dacă nu era ocupat. Aveam relații, ca să zic așa, și mă mai ajuta. Făceam comandă la casa de comenzi, eram fericită pentru că luai din toate, și carne, și ouă, și brânză, lapte, tot ce aveai nevoie. Deci nu se putea face, cum să zic, un coș complet. Din 2 cutii de nes îți venea una sau niciuna, din cafea un pachet nu-ți venea nimic, din carnea aia de 2 kg, că mai mult nu se dădea, deci totul era raționalizat și acolo. Am fi vrut să facem în fiecare săptămână, dar dacă reușeai să faci o comandă la 2 săptămâni erai cineva, la lună era ok. Te trezeai cu o strică de cinza, nu? Că ăla era, se găsea, da. Se găsea și în piață, deci nu știu de ce. Dar puneai ca să fie comanda mai mare și să-ți vină totuși. Băutura ne-a lipsit. Programul lui Gorbaciov, antialcoolic, a trezit un mare val de nemulțumiri și a scăzut mult popularitatea în Uniunea Sovietică. Ori, din acest punct de vedere, Ceaușescu a avut grijă să nu-și scadă popularitatea. Ce țin eu minte, la vremea aia, toate congelatoarele erau pline. Adică, frigiderele erau mai goale, dar congelatoarele erau mai pline pentru că te mai descurcai, mai luai carne pe diverse căi. România era într-un black market, într-o piață, economie subterană, la serviciu export-import. Aveam colegi care mergeau în delegație în străinătate și îți cumpărai cafea, nes, ciorapi, vegeta, delicat, salam, unt, brânză, din toate țările. E adevărat că prețurile erau piperate. Auzătați, măi muierii, la 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 la, ce scrie foaia dăierii, la 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 la, să predăm sticle borcanela, ori pe marfă, ori pe banii, la 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 la, casa toată am golit-o, la 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 la, și-n colo. Now.